Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Magda și astăzi am un clip mai special pentru voi. O să și pictez astăzi pe Bikira. Mâine este ziua Jindrei. La mulți ani, Jindra, din păcate nu am reușit să termin desenul, dar sper că astăzi o să-l termin. Însă, în clipul de astăzi vreau să fac felicitările de Crăciun și să le postez pe site. Este deja ora 1 jumătate și am lipit câteva pe cartoane, dar merge destul de greu. O să vi le și arăt ca să vă faceți o idee. Așa arată. Și înăuntru puteți scrie, puteți să le și înrămați dacă doriți. Acesta este cu CG. Iar acestea le-am făcut la Pitești într-o seară când m-am enervat tare că n-am lucrat și m-am hotărât să fac felicitările acelea pentru prieteni de care vă tot ziceam eu și am mers mult mai departe decât felicitările pentru prieteni. L-am făcut. Stați să vă arăt. Acesta, am vrut să văd și cum iese fără nimic, fără fond în spate, dar îmi place mai mult cu fond, așa că o să îl termin pe acesta astăzi. Și acestea sunt felicitările pentru prieteni, am făcut două. Mie îmi place foarte mult. Aici este Shangshang, cea din Japonia, de la Ueno Zoo. Numai că m-am gândit că poate ar fi frumos să-i fac în partea de jos un fel de background, ceva pe care să stea, să nu fie, să nu chiar plutească. Dar îmi plac cum au ieșit și am avut imaginea asta în cap de foarte mult timp și am zis, hai să o pun pe hârtie, să vedem ce iese. Și sincer, îmi place. O să fac mai multe felicitări din acestea, așa că o să și vedeți procesul. Dar deocamdată o să prind și restul felicitărilor pe aceste cartoane. Eu am un video în care arăt exact cum fac, dar o să vorbesc puțin cu voi și în timp ce vorbesc o să și lucrez. Aceasta este banda dublu adezivă pe care v-am mai arătat că am luat-o. Și așa că în timp ce o să lucrez, o să și vorbesc cu voi. Este înnorat afară și a și plouat astăzi. Deci o să m-am mutat deja în casă, după cum ați văzut, de ceva vreme. Însă când nu este soare, este întuneric și în casă, deci sper să fie puțin soare ca să pot fotografia felicitările, să le pun pe site. Și vroiam să pun felicitările acestea de pe 1 noiembrie, așa cum v-am zis într-un alt video, dar din păcate nu am reușit. Și nu am reușit nici să pictez lucrarea pentru Jindra. Sper să nu se supere că va avea un cadou mai întârziat. Astăzi sper să o fac, pentru că mâine am comandat niște acuarele și lucruri de la Mustaș și mâine mă duc să le iau de la Ruxy. Știți că Ruxy e baza mea în toate. Deci trebuie să aveți un prieten ca Ruxy. Fără ea nu știu ce m-aș face. Așa că mâine o să merg la Ruxy să iau acele lucruri pe care le-am comandat și o să încercăm desenele. Și o să vă arăt și ce altceva am mai cumpărat de la Mustaș, pentru că a fost ceva Black Friday și am zis cu Ruxy să ne facem de cap. Și ne-am cam făcut de cap. Dar
Eu sper să fie lucruri ok. Ea e foarte mulțumită de ce a luat. Așa că mâine vom vedea. Și mâine, astăzi sper să termin lucrarea pentru Jindra și să pot să duc și lucrarea la poștă. Dacă nu, nu știu ce fac. Și vreau să vă mai spun câte ceva despre ceea ce am în plan să fac și sper ca lunile astea să pot face cel puțin până în decembrie, pentru că vreau să aveți chestiile astea de sărbători. Vreau să îmi fac lucrările să le pun pe produse. Aici am tot căutat modalității prin care să îmi pot transfera lucrările pe tricouri sau căni, tot felul de astfel de produse și din păcate nu am găsit ceea ce vroiam. În primul rând că sunt foarte, foarte scumpe și în al doilea rând, de fapt, cel mai important lucru pentru care am renunțat la această idee a fost faptul că nu am cum să le trimit pe poștă. Pentru că am avut niște experiențe neplăcute cu poșta română, mi-au tot luat din pachete și atunci am cam renunțat să trimit lucruri de valoare prin ei. Nu vreau să ne supărăm nici eu, nici voi, că nu primim ce am comandat sau ce am făcut. Și așa că am făcut un cont pe Society6. Și o să trebuiască să fac poze cât mai bune la toate lucrările pe care le am și să le pun pe produse. O să încerc să am produse variate care să vă ajute, eu știu, o cană sau față de pernă, mousepad, suporturi din acestea pentru căni. Pentru că nu toată lumea are posibilitatea să ia o lucrare și nici spațiu de pus pe pereți nu este, așa că m-am gândit că puteți profita de aceste lucrări ale mele și altfel. Sper să eu o să trag tare și o să încerc să amân lucrările acelea cu CJ cât mai înspre decembrie, se pare. O să văd. Dar săptămâna asta vreau să fac acele poze și să le trec pe Society6 ca la 1 decembrie să le puteți avea și poate să și comandați dacă vă plac produsele. Eu am auzit numai cuvinte de laudă din tot ce am citit pe acolo pe recenzii. Foarte mulți artiști își vând produse acolo cu ceea ce fac ei cu lucrările, așa că m-am gândit că ar fi bine să fac și eu acest lucru. Și la fiecare produs pe care îl luați, o să primesc un mic comision. Dar decât să trec prin oroarea de a trimite prin poștă toate nebuniile și după aia să nu le primiți, eu zic că prefer comisionul. Așa că o să vă anunț când este totul gata. În sfârșit, a mers mai repede. Eu o să continui să fac aceste felicitări de mână, pentru că foarte mulți dintre voi ați zis că vă plac și
După mine, o felicitare pictată de mână este, nu știu, un semn de dragoste și apreciere față de persoana respectivă, dacă trimiteți, așa că eu le fac cu foarte mare drag și intră destul de multă muncă în ele. Nu știu exact cât se merită prețul, dar mie îmi place să le fac. Așa că sper să vă placă și să știți că fiecare felicitare este unică în felul ei, chiar dacă imaginile seamănă, tot timpul este ceva care este diferit, așa că mi se pare ok să ai un lucru făcut de mână, mai ales că eu le pun pe aceste cartoane mai măricele decât felicitările, în ideea că poate le și înrămați sau vreți să, nu știu, să faceți ceva special pentru bradul de Crăciun, că am văzut că unii dintre voi le folosiți pentru așa ceva, așa că eu o să continui să le fac, deși printurii ale felicitărilor o să fie pe Society 6. Însă puteți cumpăra lucrările și ce mai fac eu de mână de pe site-ul meu. Deci o să fie două site-uri. Și sper să mă descurc, căci partea asta administrativă mi-a destul de mult timp. Mult mai mult decât aș vrea să stau să pictez. Dar asta este.
După cum vedeți, afară s-a înserat, așa că vreau să vă arăt felicitările, cum arată și ce felicitări mai am din anii trecuți. Unele chiar nu le mai am deloc, dar cele care le mai am în stoc o să vi le arăt acum. Cele din 2019 le-am scos așa, sub formă de felicitare, dar cum nu s-au dat toate, investiția a fost destul de mare, așa că m-am hotărât să le pictez. Dacă cineva vrea, eu știu, 2-3 felicitări dintr-un singur fel, o să le fac de mână și asta este. A doua este aceasta, tot așa, după cum vedeți, mai am. Și a treia este aceasta. Și din astea mai am. De obicei, când mergi ca să scoți o felicitare sau un print, dar cel puțin felicitările, îți cere să faci un anumit număr de felicitări. De exemplu, din astea, minim au fost 50 de felicitări din câte un fel. Deci am avut foarte multe și încă mai am de 3 ani, tot mă chinui să le dau. Apoi, în 2020, a fost cam al doilea an când am încercat să fac felicitări și pe acestea le mai am. Acestea nu le-am mai scos la imprimantă să le fac set de felicitări, așa că am făcut mai bine pentru că celelalte s-au dat. Puteți intra pe site-ul meu și puteți vedea toate felicitările care sunt, așa că dacă vă interesează un fel, îl pot reface. Deci acestea sunt din 2020, care le mai am. Apoi, din 2021 nu mai am nicio felicitare, pentru că am refăcut numai pe cele care s-au cerut a doua sau a treia oară, n-am făcut mai multe. Și acestea sunt de anul acesta, pe care le-ați tot văzut, dar vi le mai arăt o dată. Cele de anul trecut au fost curși din Pairidaiza. Deci aceasta este așa. Și vreau să vă arăt că am făcut-o și pe cea de-a doua și arată așa. Deci felicitările pot fi la fel, dar fiind făcute manual pot diferi, așa că sigur veți avea un lucru unicat atunci când veți cumpăra de la mine. Deci, cum vă ziceam, anul trecut am făcut urși din Pairidaiza și aceste zrândunelele și spre marea mea surpriză s-au vândut chiar foarte bine. Iar anul acesta am făcut doar pe cei din de la Smithsonian și aceștia cred că sunt din Chengdu. Și ursul acela maro cizai, după cum ați văzut. Pe spate le-am pus și o inimioară cu With Love, pentru că sunt făcute cu dragoste. Iar, așa cum am zis și cum ați văzut, am făcut felicitări pentru prieteni, pentru că anul trecut am vrut să fac ceva rapid, la care să nu stau 2-3 zile ca la acestea, ci am vrut să fac ceva rapid, dar drăguț și care să fie în ton cu Crăciunul. Așa că anul trecut am încercat un stil, o să vă las o poză, sper să mai găsesc poza aceea care am făcut-o. Din păcate am zis că o să le mai repet ca să le pot pune anul ăsta pe site, dar nu am făcut-o, poate anul viitor. Și așa arată acestea care le-am făcut pentru prieteni.
pe care le-am făcut. Iar aceasta am pus-o pe un carton de culoare bej și sincer îmi place mai mult, pentru că înăuntru o să scriu pe, eu știu, un carton de altă culoare și o să fac să arată drăguț. Dar eu zic că e ok, la lumină nu se vede rozul pe care l-am dat pe ele. Aici am folosit un roz mai deschis și aici mai închis. Cred că îmi place ce stă cu rozul mai închis. Dar mie îmi plac. Sper să le placă și prietenilor. Și anul viitor, aceasta și aceea de anul trecut vor fi la vânzare. Dar anul ăsta, cine cumpără de la mine, primește o astfel de felicitare ca drept mulțumire. Pe felicitările acestea am făcut cu roz, pentru că ursul panda care este aici este Shang Shang de la Ueno Zoo. Este o femelă care s-a născut în 2018, după aproape 18 ani în care perechea de la Ueno Zoo nu a avut pui. Și de când s-a născut, culoarea aceasta blănii, în loc să fie alb, este spre roz. Așa că am făcut cu roz ca să arate că este ea. Acestea fiind spuse, eu o să mă întorc la desenat Bichira, pe care n-am terminat-o pentru Jindra. Și sper că v-a plăcut acest video, lăsați un like și un comentariu, spuneți în care felicitare vă place cel mai mult și noi ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare!